Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Monster Hunter World. Oameni, până ultima oară când ne-am întâlnit, am bătut un dragon de metal, iar acum avem un nou Elder Dragon numit Teostra the Infernal, care este un monstru extrem de arătos, dar foarte, foarte nervant pentru că dă destul de grav. Și, sincer, l-am bătut odată, mi-a luat ceva să-l bat. Dar acum să vedem dacă lumea o să vină să mă ajute să-l bat, pentru că e destul de bulangiu tipul ăsta. Sign, Teostra de Infernal. Ia să tăm noi aici quest-ul și să sperăm că o să-l batem. Și nu o să-mi ia vreo oră, pentru că dacă o să-mi ia o oră o să fie croaznic și o să încep să plâng. Doar așa scoțând asta în evidență. Ok, să mă uit ce materiale mai întrevedem. Dacă am poțiuni destule, dacă am flash pod-uri destule. Protecții și toate alea ce mai am. Pentru că este extrem de important să am chestia asta, că mă nenorocește individul ăsta, v-am mai spus. Deci este oribil. Ok, asta trebuie să-l ducem acolo. De fapt aia trebuie să-l întorc though. Ok, sortat aici. Am nevoie de cool-uri de-alea. Chiar am nevoie de cooling de-alea. Chiar sunt foarte bune cooling-urile. Special la misiunea asta să fie super bune. Luăm așa, Thunderbug, îmi trebuie altfel de bug, nu Thunderbug, îmi trebuie altceva, îmi trebuie ceva aici, ce este Gunpowder, un stack or hit it, cred că îmi pun niște hărburi la mine, nu, pun degeaba niște hărburi acolo, bine, pot să fac niște poțiuni totuși, să le am aici în caz de orice, așa, cred că de ăsta trebuie flash bug. Da, de asta îmi trebuie ca să fac flash poduri. Așa că, cred că am să le iau, gen. Stai, așa. Atât. Atât. Ca să le am aici încât să fac niște flash poduri mai multe încât să mă descurc cu asta. Acum hai să vedem. Hai să batem pe Teostra. Hai să vedem dacă reușim să batem pe Teostra, cât de greu o să fie. Tipul ăsta de monstru e destul de agresiv, la fel de agresiv ca ceilalți. Partea bună e că nu e atât de enervant precum era cu Shala, dar este extrem de periculos cu damage-ul. Ok, aparent ăsta are ceva. Yeah! Let's get pumped up! Let's get hype-a! Ia să vedem-o pe Teostra ăsta, trebuie să mă pregătesc cu cooling-urile alea pe mine, să le am aici, ca să mă chilez când o să intru în zonă. N-am cooling-urile? Oh, alea nu erau cooling-uri! Fuck! Stai așa, stai așa, alea nu erau cooling-uri. Alea erau nourish extract-uri și le confund pentru că sunt la fel de albe amândouă. Ok, stai două secunde mai mult, stai două secunde. Da, mă, da, știu că e Teostra acolo. Nu mă sta pe Teostra acum. Nu pot să dau SOS, să-ți dăm cinematicul, nu? Da, stai așa. Nu mă bag, man. Stai un pic. Item box, manage items. Ăsta e nourish extract. N-am nevoie de așa ceva. Am nevoie de cool potion, care nu e ăsta. Stai. Craft. Craftăm atunci niște cool drink. N-am cum să fac cool drink, îmi trebuie chill shroom și nu am așa ceva. Ok, asta atunci e o problemă. Cred că îmi dă de la misiune, stai așa, cred că îmi dă de la misiune și pe-mi pădăus. Da, am două de la misiune, mi-ajung. E perfect. Avem cooling-ul setat, să-l avem aici. Perfect. Da, ideea e că trebuie să ai neapărat cooling-ul ăsta cu tine, că altfel te nenorocești de-a binele. Asta nu știu exact ce face gând dacă o să-l văd, doar că îmi dă un fel de buff sau ceva. Acum să sperăm că o să reușim să-l batem pe Teostra fără vreun fel de incident. Fără să ne luăm grav de prea multe ori, așa cum se mai întâmplă de obicei. Mi-a dat armă cu ceva ice damage, în speranța că probabil o să ajute. Deși ce mai probabil că mi-ar fi trebuit o armă cu water damage, cumva, cum aveam mai înainte niște chestii. Ok. Oh, uite, asta nu era deschisă până acum aici. Hai să luăm și de aici. Ok.
Eu mai rog mă opresc să iau toate drăcile astea mai gurește că sorry. Atât. Adică sunt în pană de astea, de cum se cheamă, de materiale. Opa. O să vezi că Teostra arată miștorul de tot, dar păcat că armura pe care ți-o oferă e destul de meh. Acum nu știu ce, dacă e ceva bun din el care merită făcut. Ca să știu dacă să-l farmez. Cred că mai degrabă farmez, nu știu. Orice altceva, dar nu pe Teostra. Oh, Doamne! Ia uite-l. Eu așteptam să fie o armură care să semne puțin cum era aia de la Odo Dragon, dar asta e mult mai... Mamă. E un fel de grifon sau ceva, nu chiar grifon. Chimeră. Hai zic o chimeră, e mai ok terminul ăsta de chimeră. Eu clar am să fug de aici, am să folosesc SOS-ul și după aia mă întorc. Să sperăm că cineva o să dea join. Altfel o să mă duc dracu. Hei, Teostra. What you doing there, bud? Credeam că asta e ceva gen ultimul boss sau ceva, dar aparent nu e. Hai un pic, bobiță, stai un pic. Bobiță, lasă-mă în căcat, eram prins acolo. Mal rău de tot ăsta, frate, deja a cauzat un run să nu meargă bine. Fac, dar se duce într-o zonă extrem de nașpa și nu pot să-l bat încolo. Dacă s-ar pune și eu undeva mai frumos. Încă să-l iau mai bine, dar altfel n-am cum. Au, pe bune, Teostra. Eram așa pregătit să spocnesc una. A fugit. Și i-am dat bine acolo. Să dacă îl prind cu gura deschisă sau ceva încât să-l pocnesc. Oh, ești afară. Au, cu atât mai bine. Șansele de a pica în lavă sunt mai mici. Ideea e că toată cât am murit în timp ce tot îmi dădea flap-uri și cădeam în lavă, ceea ce era super mega neplăcut. Dar acum văd că Teostra s-a gândit să iasă la suprafață. Ia zi, mă, îți place cu d-astea? N-ar trebui să aibă efect, gen? O, are efect. Hai, Teostra, am nevoie să vii încoace. Ok, mult prea aproape, mult prea aproape. Ok, o poți să oprești acum. Ok, s-a dus și... Ok, să mă doară... Oh, shit. Oh, v-am zic, oh, shit, n-a luat damage, pe aia văd... Oh, never mind. Vino. Atât. Hova! Na? Aia zic. Oh shit, că dacă o să mă izbească de perete. Ah, m-am dat drumul. Ieși, mă, de acilea! Ieși afară, Teostra! Și
shit, 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 shit. Cacet, 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 cacet. E bine. Stai să încerc să-l sting o leacă. Adică pare a fi o soluție. Oh, vai. Face exact ca nări gigante. Mamă, ce schemă. M-am gândit până acum să folosesc schema aia post de, de unealtă de a, de a mă feri de ceva. Fuck. Oh! No, 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 văd, nu văd, nu mă văd, mă văd, mă văd, mă văd. De ce încă stăm flăcări? E bine. Bea, 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 bea acolo. Bag și completăm full HP. Hai, te ostra, Bibi Grill! M-a făcut el grill! A, nu mai am de-alea. Tot? Schema 24! Ce facem, Teostra, a? Na, 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 napoi vin, napoi vin, îți mai rău ca ciuma. Aici stau, aici stau pe tine, stai așa. Mamă, ce rău e! Stai, Teostra! Teostra, calmează-te! Teostra! Așa. Fuck! Nu, m-am uitat la, la ceva și n-am fost atent. Fuck, cum s-a dus? S-a dus? Ah, se duce înapoi în zona lui de căcat. Ba nu, se duce în jos, e bine. Hai, poate ăla știe să joace dacă are dat acum join și nu o să fie un ratat complet. Că mă mai am eu speranțe de genul ăsta. Ok, aparent că cata de, de water moss sau ce era, era perfect. The fuck? Ce-ai făcut, frate? O, a dat bine! A dat perfect! Oh my god! Teostra, get fucked, boy. A mai intrat unul. Super! A, e același care a mai intrat mai înainte și a dat fail. Ok, shit, 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 ok. Ok, ok, ok. Ah, nu l-am văzut. Ah, am dat două degeaba. Crezut că n-am dat una. Hai că e bine. Mamă, dar i-am dat să-i sară în cap. Aici că a luat destul damage încât să, să se pună ca și stun. Hai, Teostra. Oh, cele mai frumoase cuvinte ever. Vitality Mantle can now be used. Hai să o folosim că... Prefer să nu mi-o iau în chestia asta. Oh, shit. Hai să nu.
Au, hai să nu. Hai să mă repar. Bag of Mantle. Bag acolo. Super, băieți au flash poduri, băieți inteligenți, mamă, pupaia, nemții. Mă, că a cam mirosit acolo flash podurile la. Shit, e bine. Ok. Să mă lovească. Nu m-a lovit. Fucking deluț. Trăiți ar familia. Doamne, cu dealul. Trăiască dealul! Și ardealul! Tăiați-mă coada la fraier! A, pe bune! Că mi-a dat ăsta așa cu chestia lui. Dă-o jos. Shit, ar trebui să iau alea de cristal de pe jos. Stai așa, Bob. Use the crystal. E aici, ar trebui să fie aici. Nice, îl văd. Teostra. Și-ați cu minte. Nu-mi pasă că am luat foc sau ceva, e ok. Nu e ceva din care să nu-mi revin. Fuck. Ok, Teostră, calmează-te! Hai că a plecat, acum văd că se duce, cred că se duce la el în zonă, ceea ce e nasol pentru mine, că va trebui să... Au, și nu, e aici. Unde pleacă? Bă, ăsta ne fentează iarăși. Bright Moss. Era bună să zicea parcă, nu știu. Oh, Chill Shroom. Gift Chill Shroom. No, no, no. Chill Shroom, Bright Moss. Nu vede ce peje astea albe. Pentru poțiuni de cooling. Gata. Da, asta e nașpa, că niște multiplayer are nevoie de mult mai mult damage ca să te asiguri că-l... Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Nutrients, ok. În cauza că am găsit acel blue mushroom, cred că, da, da, da. Agitator effect is back. Ok, încarcă, încarcă. Bagă în tine. Fac, mă enervează că îmi scoate skill-ul ăsta instant și te-ar o să dudui. Oh, fuck! Sunt prins nașpa, sunt prins super nașpa acolo. Oh my god, eram fix lângă el. Și ce-i partea nașpa acum? Că nu mai am mâncare de aia ca să mă fac rapid HP mare. What the fuck, de ce cu tremurul ăsta? Era sub... Oh, e sub noi! Lol, e sub noi și de-aia mi-apare așa. Ok, 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 ok. Hai să mâncăm ceva, măcar să ne creștem HP-ul cu idee. Pay with money, I don't give a shit, hai. Hunter plus 10 plus 4, elemental resist up. Tech up, merge. Super. Bă, măcar atât. Oh, parts broken. What the fuck? De ce e deja pe moarte? Ce-i fac ăștia? Boss, lipsesc 2 secunde și ăștia deja îl nenorocesc pe săracul Teostră de-i sar creierii. Ok. Stai alea că...
Boys, what are you doing? Spuneți-mi secretul vostru, parcă vezi ajung acolo și deja Teostra mort. Mă ajut de o leacă așa, gen, și aș plânge în interior, pentru că n-am fost acolo. Dar, what the fuck? Stai, part broken-uri deja, what the hell, stai așa, leacă. Să fiu atent să nu dau de... Să nu ratez cumva, aulă, stai că rămâne iar fără energie. What the fuck, dar deja pe moarte? Teostra, what the fuck, băi? Bă, că ăsta e mai vânat decât celălalt, decât cu Shala. Cu Shala era pur și simplu gen, cui trebuie cu Shala? Plus că era și, deci cu Shala mi se pare super mega enervant, gen, am să fac niște chestii, știi? Și am să dau cu alte chestii, știi? Și în caz de nu știi aia, eu pot să creez vânturi. Dar vânturile mele sunt așa de periculoase încât sunt tornade, așa că baftă să te apropii de mine și când sunt pe moarte devin mai irascibil, știi? Stai, nu atacați, nu atacați, am bombe. I has bombs, let me plant some bombs. Stai să-mi pun și o butoia și o micuță aici. I am ready when you are, my dudes. Rupeți-i chizda. I-am rupt chizda. Deci aia e cea mai bună chestie când prinzi un monstru de ăsta și a dormit. Se dai eu de asta de rupe chizda. Oh, e pe leșnatele. Mori! Dă-te-n căcat odată! Da, ăsta e foarte irascibil când e pe moarte, gen. Gen, e super mega irascibil și nu vrea să moară foarte ușor. A, s-a dus naibii. Din tot ce pot spera acum e să... Oh god, sare lava! Shit. Iar sare lava. Nice. Aia zic, bobiță, Teostra. Te-am pupat, trăițar familionul de cintezoi. Te-am pupat. Aia zic, mă. Două încercări, boys. Fix 20 de minute. God damn it, ce bună-s. Și nici n-a trebuit să editez, gen. Pur și simplu am pus o încercare întreagă. Pentru că am mai... Tot ce am editat puțin a fost fail-ul pe care l-am dat și aia a fost tot. Bună treabă! Ok. Nu știu ce au făcut ei de la un nenorocit grav acolo jos, pentru că am lipsit, cred că maxim 30 de secunde, 40 acolo. Și... S-a întâmplat asta, gen... Nani. Foarte bine, băieți. Să vă arăt și armura din ce puteți face din el. Sincer, la arme e destul de sec. O să vă dea un vibe așa de poker. Nu știu ce, îmi dă un vibe așa de poker and shit. Armura pe care o are. Dar nu e ceva gen... Pogchamp, știi? Chestii genul ăsta. E pur și simplu, it's nice, but not that cool. Super. Uite și high recommendation. Avem aici... un feint din partea mea că na, sunt mai analfabet de felul meu. A fost bine. A fost super, gen, cu băieții ăștia chiar pot să zic că am dat-o bine. Cu ce? Deci toată trecută când am făcut chestia asta, m-am super mega enervat, deci am început să înjur pentru că mă prinsese Teostra în niște faze în care pur și simplu eram prins cu fața în lavă și eram like fuck, nu din nou. Și apoi a intrat băiatul și s-a dus dracu tot. Dar mi se pare că eu am murit de toate cele 3 orile, de toate cele 3 faze. Pentru că pur și simplu nu aveam cum să mă mișc, eram prins în stun și apoi iarăși. So you're back, I see you other went smoothly, you're doing fine work out in the field better than anyone we've put out there. For now, you can rest, okay? You can handle the remaining Elder Dragons later. By the way, there's something we need to talk, you discuss about...
Așa. Că e ceva legat de nări gigante, ceva acolo. Oricum mai avem unul de găsit. Mai avem un singur dragon de rezolvat. Pe băiatul meu din Rotten Vale mai avem de rezolvat. Deci avem pe ăla din Rotten Vale de rezolvat. Impresiv, da, văd că și asta e impresionat de ce am făcut noi. Nice. L-am avut-o pe Tostra, urmează, mi se pare că a spus cineva în comentarii în episodul anterior, Valuk, Valaka, Valakut sau ceva genul, un fel de, vă spun după acum, vă dau un mic spoiler, un fel de dragon scheletic foarte urât și de-astea, dar vreau să-l fac, gen, cred că seara asta o să-l descoper, ca pentru mine să fiu pregătit de a-l face pe video. Acolo nu știu exact ce item mi-ar trebui, probabil ceva rezistență la poison. Ok, armura, hai să vorbim mai întâi la pisică. Armura la pisică arată ceva de genul, cred că asta e Kaiser set, dar arată extrem de gas, fuck. Da, cum am spus, dă-o așa un aer de poker, pentru că e ceva foarte royalish ce are el. Cu șala, asta e cu șala, Teostra. Teostra are dat asta așa. Și bonusurile sunt destul de meh, doar că nu se mai strică armele și asta așa. Asta arată mai bine, două, asta pot zic că arată mai bine. De probabil dacă ai combinat doar casca de la ăla și cu casca de la ăsta și cu chestul și cu restul setului de ăsta. Restul e destul de mișto. Nu știu cum arată la cu șala, cu șala e destul de meh. Kirin, ăla Gates și tot așa. Atât. Și ca upgrade la arme, hai să văd și la upgrade la arme. Nu știu dacă ții minte unde era cu Teostra. Teostra trebuie să fie pe la foc. Uite, da, asta, dar nu cred că are ceva specific. Are la sabie, stai, are la sabie, mint, are ceva la sabie. Are fix, fix aici. Nu, asta e Zora Magdros. Teostra, uite asta, asta e Teostra. Deci chestia asta așa. Ok, mai bun, cam asta tot pentru partea asta din Monster Hunter World. Dacă v-a plăcut și vreți să dați mai multe videouri de genul acesta, nu uitați să dați like, subscribe, share și comentarii. Noi ne vom auzi cea mai probabil data viitoare. Pa, pa!